Deficitul bugetar a urcat la 3,59% din PIB după primele 5 luni al acestui an. 31 de miliarde de lei au trebuit asigurate din împrumuturi de pe piețele financiare internă și externă. Jumătate din acest deficit a fost generat de măsurile de intervenție în economie după criza generată de pandemie. Măsuri care au însemnat creșterea semnificativă a cheltuielilor simultan cu diminuarea veniturilor bugetare. Ca să financeze acest deficit, dar și pentru a plăti datorii mai vechi, statul s-a împrumutat masiv în acest an. În total, echivalentul la circa 70 de miliarde de lei după 3 ieșiri succesive pe piața externă. Dar oare cât se mai împrumută Ministerul de Finanțe? Pentru că să nu uităm, orice datorie va trebui plătită. Vă propun să mergem direct la sursă pentru un răspuns oficial, pe care îl vom comenta apoi cu experți independenți. Pentru ce s-a împrumutat guvernul? Cât de gravă se vede acum contracția economiei în acest an și care este situația financiară a României după jumătate de an de turbulențe fără precedent? Ne va spune în minutele următoare Ministrul Finanțelor Publice Florin Câțu, în premieră și în exclusivitate, aici, la Banii Tăi. Domnule ministru, ați spus și dumneavoastră că acest trimestru, așa cum s-a așteptat toată lumea, trimestrul al doilea al anului, a avut un impact semnificativ negativ asupra economiei, peste așteptările pe care le avea guvernul. Aș vrea să ne detaliați puțin ce înseamnă acest lucru. Bine, primul rând, nu aș spune chiar peste așteptări, dar are un impact negativ. Era normal. În trimestrul 2, economia națională a fost închisă mai tot trimestrul 2, deci vorbim de luna aprilie în totalitate și jumătate din luna mai. După aceea, gradual am redeschis economia. Deci, teoretic, da, ar trebui să fie un impact negativ semnificativ pentru economie. În același timp, dacă mă uit la alți indicatori, văd că economia, pentru că noi niciodată n-am închis toată economia, de fapt. Am avut retail, au fost construcții, au fost deschise. Au compensat și au venit cifre pe parcurs care confirmă ceea ce mi-am spus în primul moment, că sectorul privat s-a reorientat și a lucrat foarte bine în condițiile date și confirmă faptul că acele scenarii apocaliptice pe care le-a aruncat toată lumea în piață și în special opoziția, Partidul Social Democrat, întotdeauna, fiecare zi ne spunea cum o să distrugem economia, nu se confirmă. Și aici avem încasări mai bune în aprilie față de anul trecut, în aceeași lună, dar avem și în iunie încasări mai bune decât anul trecut, încasări fiscale. Poate pare un paradox, iertați-mă. Pare adevărat, sunt câteva elemente acolo, noi am împins foarte mult din plățile către iunie, deci ar putea să spunem că este un efect al acestei măsuri, dar în același timp sunt și alte rezultate care vin, alte companii care au avut vânzări mai mari decât anul trecut, 50%, 60%, deci avem tot fel de astfel de situații. Da, este un trimestru greu. Trimestrul 2 a fost un trimestru greu, am avut costuri foarte mari, aici a fost problema și aici s-a crescut deficitul. O parte din costuri le vom recupera din bani la Uniunea Europeană. De aceea, deficitul pe care îl vom prezenta pentru trimestrul 2, pentru 6 luni de zile, este oarecum supraestimat, pentru că o parte din venituri, din cheltuieli, vor fi decontate în lunile următoare. Deci cheltuielile cu șomaj tehnic, de exemplu, sunt aproape 1 miliard de lei, pe care vor fi decontați, 1 miliard și ceva, de fapt, decontați la Comisia Europeană. Sunt și alte cheltuieli. Avem până la 1 miliard de euro, de fapt, cheltuieli care vor fi decontate. Asta înseamnă aproape 4 miliarde de lei venituri, deci un 0,4% din PIB deficit ar trebui să fie recuperat în perioada următoare. Practic, iertați-mă să recapitulăm puțin, la 5 luni deficitul calculat este de 3,59% din 3,59, eu știu și datele pentru 6 luni de zile. Vă pot spune că sunt sub ceea ce noi estimam, deci deficitul mai bun decât estimam noi. În același timp, dacă iau un calcul și aceste 4 miliarde despre care vorbeam de contări pe care trebuie să le primim în perioada următoare, s-ar putea să fie sub cel din luna mai. Deci ar putea să fie, de fapt, o îmbunătățire a deficitului. Așa de bune au fost veniturile în luna iunie. Deci așa se explică. Practic, exact. Veniturile au fost neașteptate bune. Exact, exact. Deci, și aici este un indicator care arată mie că economia a funcționat. Oamenii își plătesc taxele, vor să angajeze, vor să fie în continuare să facă afaceri. Mai este un indicator important, ne-am uitat la numărul de angajați din economie față de anul trecut și am văzut că n-a scăzut decât cu vreo 1000 și ceva de persoane. Era și un indicator important. Tot asta arată clar că măsurile pe care am luat până acum au fost excelente pentru economie. Deci am început cu două măsuri importante, pentru că am vrut ca oamenii să stea acasă relaxați. În primul rând că noi am pus să stea acasă, am închis economia, dar știam că au rate la bancă, de exemplu.
Și atunci am venit cu acea măsură care a fost cea mai curajoasă din Europa și mulți spuneau că nu o să funcționeze și să fie greu de implementat. A funcționat. Pentru 9 luni de zile, companii și persoane fizice și-au amânat ratele la bancă. Este vorba de aproape 300 și ceva de mii de companii și persoane fizice, aproape 20% din totalul clienților băncilor au beneficiat de această măsură. Șomaj tehnic, mi-aduc aminte că când am făcut discuții despre șomaj tehnic, am pornit de la, aveam niște principii foarte clare, pentru cine, doar cei care au fost închiși și așa departe. Și am luat decizia împreună cu premierul să extindem măsura șomajului tehnic la aproape toată economia. Deci cine nu, pentru că am spus, afectați direct și indirect de această criză. Și am dat seama, am discutat, țin minte că era noaptea târziu, când s-a luat decizia pe la 3 dimineața, am discutat și am spus că va fi un cost mare adevărat, dar nu este așa de mare față de ce ar putea să fie dacă nu luăm această măsură. Interdependențele din economie, exact, ar fi însemnat un impact, exact, impact mai general. Mai mare, pentru că noi vrem, de fapt, ce am vrut să facem cu această măsură, să salvăm companiile. Dacă n-am fi ajutat aceste companii, acel loc de muncă ar fi dispărut. Și atunci am luat decizia să ne coste puțin mai mult pe termen scurt, dar să salvăm. Și vezi, toate aceste măsuri au ajutat. Deci au fost amânarea ratelor la bancă, a fost șomaj tehnic, pentru că a trebuit să găsim resurse. Vă aduc aminte că cum le-ați găsit? Că asta este întrebarea tuturor. Bun, din ce bani au făcut aceste În plină criză, în pandemie, am ieșit pe piețe internaționale și am împrumutat. Și a fost cea mai de succes emisiune de obligațiuni în criză, în acel moment. Erau și alte țări care încercau să facă rost de bani. Am avut un interes enorm pentru România în acel moment și am împrumutat 3 miliarde de euro, bani care ne-au ajutat la rectificare să plătim aceste facturi. Domnul ministru, e iarăși puțin paradoxal. Au încredere investitorii străini în România? Da. Anul acesta am avut 3 emisiuni de succes. Am avut o prima în iarnă, înainte de criză, în ianuarie, și atunci ne-am împrumutat la costuri minime istorice pentru România. Iarăși un interes fantastic. A venit cea din plină criză, pe care l-am împrumutat, și cea de acum câteva zile, iarăși interes pentru România foarte mare. Bunii la care le-am împrumutat sunt publice. Vă mai dau câteva informații despre împrumuturi. În primul rând, cred că cu această emisiune de obligațiuni cam încheiem anul acesta programul internațional. În funcție de criză ce se întâmplă, mai evaluăm, dar în acest moment obiectivul nostru a fost atins. Al doilea rând, avem un dovadă clară că au încredere în noi investitorii străini, pentru că în iunie costurile cu dobânda au fost mai mici decât în iunie anul trecut. Deci în plină criză ne împrumutăm mult mai mult decât anul trecut, pentru că avem și alte costuri anul acesta, și totuși am reușit să economisim la dobândă. Și nu ne-am fi împrumutat așa de mult dacă nu avem de plătit datorii din urmă. Vă spun că în aceste șase luni de zile, da, s-a spus deficitul la 5 luni de zile. Vă spun că noi am plătit și era 36 de miliarde de lei, aproape 3,59% din PIB. Noi am plătit în 6 luni de zile 38 de miliarde de lei dobânzi și am refinanțat împrumuturi luate în trecut. Deci mai mult decât deficitul. Deci noi ar trebui să împrumutăm pentru deficit, pentru că n-ai deficit, asta înseamnă bani pe care trebuie să-i împrumuți ca să plătești niște facturi pentru că ai venituri mai mici. Dar în același timp am plătit mai mult decât deficitul, am plătit împrumuturi și dobânzi care veneau din trecut. Și aici este crima și așa s-a făcut subminarea economiei în trecut. Pentru că în trecut am avut creștere economică. Am avut creștere economică peste potențial. Record în Europa. Exact. Și atunci, atunci un guvern responsabil avea surplus bugetar atunci. Nu ar fi trebuit să avem deficit bugetar nici în 2017, nici în 2018, nici în 2019, pentru că am avut creștere economică foarte mare. Cu o creștere economică mare, cu surplus bugetar, noi n-am fi trebuit să plătim acești bani pentru împrumuturi din trecut. N-ar fi existat aceste costuri, ar fi fost mult mai mici, care veneau de poate în 2010-2009, perioadă de criză, dar nu s-ar mai fi adăugat la aceste costuri. Și altfel ar fi fost situația. Dar vedeți, am avut guverne irresponsabile în trecut și acum plătim toți pentru asta. Practic, ne-a ajutat mult și contextul financiar extern, pentru că au existat bani care căutau investiții. Da și nu. Până la urmă, contează relația pe care ți-o construiești cu investitorii străini. Și vă spun că în aceste 6 luni de zile, cred că cel mai important lucru pe care l-a câștigat acest guvern a fost încrederea. Care a fost principalul atu? Că asta vreau să vă întreb. Încrederea cu ce a plusat cetățenilor în guvern, încrederea investitorilor, încrederea partenerilor străini. Încrederea investitorilor străini s-a văzut în dobânzi din ce în ce mai mici. Atu a fost transparență,
Am lucrat cu ei transparent din primul moment, din prima zi, din când am venit aici, am început să am o legătură directă cu instituțiile internaționale, cu Comisia Europeană, cu investitorii străini. Am avut nenumărate telefoane cu toți investitorii străini, de fiecare dată aveau o întrebare. Am fost transparenți în ceea ce privește problemele cu care ne confruntăm, legea pensiilor și alte probleme. Întotdeauna am spus adevărul. Și predictibilitate. Din primul moment am spus clar că anul acesta nu vor exista modificări ale codului fiscal, nu vor crește nici taxe și nici vor scădea taxe. Am spus că nu se va întâmpla așa ceva. Și mențineți această, și menținem această promisiune, să spun? Promisiune, nu se va întâmpla nimic în acest sens. Eu vă spun că s-a câștigat foarte greu această încredere a partenerilor noștri, a investitorilor, a cetățenilor și se poate pierde foarte ușor. De aceea trebuie să fim foarte atenți ce facem în perioada următoare, pentru că putem să pierdem această încredere. Poate și o supranaturare ar submina cumva încrederea investitorilor străini? Care este limita rațională? Până la cât va merge datoria publică în acest an? Avem o limită pusă acolo de 40%. Știți foarte bine că Uniunea Europeană permite până la 60% fără să fie niciun fel de criteriile de la Maastricht, dau voie datoriei publice de 60%. Dar de la un nivel de 45% încolo începe să devină necesară o fundamentare foarte clară din partea Guvernului, nu? Și a Ministerului de Finanțe? Nu, este o analiză făcută de Banca Națională care pe structura economică de acum câțiva ani de zile spunea că acolo era un punct de inflexiune la 40% și de acolo apar niște costuri. 40 sau 45? 40, între 40 și 45 era. Dar eu spun că era o altă structură a economiei. O economie dinamică, flexibilă, care se mișcă către digitalizare, poate să-și permită un alt grad de îndatorare. În același timp, nu sunt adeptul creșterii pe datorie. Facem acest lucru acum pentru că se împlină criza și am moștenit această economie cu foarte multe rigidități. Noi vrem să facem o economie liberală, o economie reformată, să meargă, o economie care merge pe competitivitate, pe principii ale economiei de piață, dar cu acest parlament toxic și ostil va fi foarte greu să facem așa ceva. Se va supăra pentru noastră foarte mult parlamentul și va spune că apetitul noastră pentru împrumuturi este dătător de griji, ca să spun așa. E adevărat. Eu am datele și pentru anul trecut și putem să ne uităm, să punem față în față. Și veți vedea că și anul trecut s-au împrumutat pe piețe internaționale cam aceleași sume, la costuri mult mai mari. Nu m-am auzit pe nimeni anul trecut în Parlamentul României, în afară de mine, poate, care să atragă atenția asupra acestui lucru. În același timp, ne-am împrumutat, dar am făcut ceva cu banii aceștia, nu i-am aruncat, nu i-am dat către baroni locali, am crescut investițiile. În primele 6 luni ale acestui an, avem cheltuieli cu investițiile de 16,1 miliarde de lei. Este cea mai mare sumă cheltuită pentru investiții în ultimii 10 ani de zile. Ca o comparație, Guvernul Socialist în 2017 investea 6 miliarde de lei în primele 6 luni de zile și în 2018 vreo 9 miliarde de lei în primele 6 luni de zile. Uitați-vă cum ducem noi banii către investiții și se vede în creșterea economică. Contribuția la creșterea economică a investițiilor în primul trimestru a fost revizuită în sus de Comisia de Instituția Națională de Statistică, de la 0,9 la 2%. Deci avem o creștere economică bazată pe investiție, ceea ce toată lumea cere în România. Era pentru socialiști era doar un slogan, pentru noi este realitate. Noi facem creștere economică pe investiții chiar în perioada de criză. Poate nu s-a înțeles foarte clar acest termen de investiții de către toată lumea și poate că ar trebui cumva să ne explicați cum selectați dumneavoastră între proiectele de investiții și în ce anume ați investit masiv. Nu, în primul rând că nu le selectează Ministerul Finanțelor Publice. Ministerul Finanțelor Publice face finanțarea. Dar după 30 de ani de zile, nu mai este niciun secret în ce are nevoie România să investească. Infrastructură. Deci aici sunt promisiuni pentru, gândiți-vă, pentru Renault, sunt promisiuni de 20 de ani că se va face Sibiu-Pitești. Am început să lucrăm din nou la acele tronsoane pe bucățele de la Sibiu-Pitești. Există pentru Ford promisiunea de a lega Craiova de Pitești și apoi de Uniunea Europeană. Avem autostrada centura de la Comanică, de Brașov, pentru că iarăși românii știu foarte bine, stau la coadă de zeci de ani, nu mai vorbim de ani, de zeci de ani pe Valea Prahovei. Aeroportul Otopeni are nevoie să fie extins, pentru că astăzi traficul este la nivelul mult prea mare pentru ceea ce poate să facă față. Avem și magistrale, deci sunt foarte multe lucruri de făcut. Nu, nici nu trebuie să te mai să cauți proiecte, sunt proiecte, le știm pentru că ele au tot fost amânate, au fost puse pe hârtie de 30 de ani de zile și de la un guvern la altul au fost amânate, nu au fost făcute. Și doar
Și trebuie să prioritizăm. Asta este ceea ce trebuie să facem în acest moment. Care va fi până la urmă acest impact, așa cum le estimați astăzi? Câte puncte procentuale va fi, de fapt, contracția economică? Contracția pe care o estimăm astăzi oficial este de minus 1,9% din PIB. Deci acolo este estimarea oficială. Comisia Națională de Prognoză este cea care face estimările. Vom vedea cu ce vine. Eu vă pot spune o opinie personală. S-ar putea să ne... Vom fi în jurul acestei cifre, poate, dar... nu sub 2%, poate peste 2%. Vom vedea cum vor merge lucrurile în perioada următoare. Dar important este să că am eliminat toate acele scenarii negative. Țineți minte că veniseră cu scenarii de minus 9%, scenarii chiar și acum comisare de minus 6%. Se prefigura o prăbușire a economiei. Exact, o prăbușire a economiei. Nu, în România și chiar și Comisia Europeană a păstrat estimarea chiar prea pesimistă din punctul meu de vedere pentru acest an. S-a vorbit mult despre diferența de estimare între Comisie corect, și Guvern. Și este, să știți că modelele macroeconomice depind foarte mult de input-uri. Poate asta nu se înțelege foarte clar în momentul în care analizăm diverse scenarii. Exact, depind foarte mult de input-uri, cât de noi avem, zic eu, cele mai recente informații pe care le punem, în același timp avem și informații despre ce vrem să facem în perioada următoare și toate acestea afectează modelele noastre de estimare. Dar important este că cei de la Comisie au păstrat estimarea pentru România, chiar și așa, cum o ține puțin mai pesimistă, în timp ce au înrăutățit pentru majoritatea țărilor din Uniunea Europeană estimările. Vorbim de contracții de peste 10%, 11-12% pentru media Uniunii Europene. Gândiți-vă că vecinii noștri au contrație minus 7% ungurii și a fost înrăutățită. Nu mai spun de Bulgaria și așa mai departe. Deci, trebuie să ne uităm la acest context și să vedem unde este România, de unde a pornit România, de unde am luat noi România în 2019 noiembrie și unde o ducem. Nu riscăm cumva să fim dependenți de mari investitori străini în acest an, ținând cont de, iertați-mă, aș mai menționa doar previziunea Consiliului Fiscal, care spune că totuși datoria publică ar putea să explodeze undeva la 50% din produsul intern brut. Avem nevoie de investiții străine, avem nevoie de capital. Tot ceea ce facem astăzi este să atragem investitori străini. Suntem în competiție cu toate țările în curs de dezvoltare, țări ca noi, Ungaria, deci nu vorbesc de țările din jurul nostru, Ungaria, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Polonia, vorbesc la nivel global, de țări, continente întregi, Africa, America Latină, Asia, toți caută investitori străini. Suntem în competiție la nivel global pentru investitori străini. Nu există o frică din punctul meu de vedere de a deveni dependent de așa ceva. Din contră, avem nevoie de mai mulți investitori pentru că doar așa putem avea capital pe care capital după aceea putem să folosim și în România. Iar aceste investiții nu vin doar, nu sunt doar lichidități, nu sunt doar bani. Companiile când vin și cu tehnologie nouă, vin cu un mod de lucru nou, cu acea gândire de corporație, de a așeza lucrurile, flux de producție. Uitați-vă ce s-a întâmplat la Dacia și companiile care au apărut în jurul... Dezvoltarea orizontală, da? Exact. Deci nu ar trebui să ne fie frică de așa ceva, ar trebui să, de fapt, să încurajăm. Iar acele mesaje care vin și spun astfel de lucruri, și mă surprind, nu cred că este un mesaj care vine la Consiliul Fiscal, arată clar o gândire învechită, o gândire anilor 90, genul nu ne vindem țara. Nu, ar trebui să fim o economie deschisă. România nu are capital propriu deocamdată și ca să și-l dezvolte are nevoie de investiții. Așa vom dezvolta și antreprenorii români, care vor apărea pe orizontală. Lângă Dacia, să știți că sunt foarte multe companii românești, companii cu capital românesc. Dar așa au apărut, pentru că a venit această companie mare cu putere financiară care a avut nevoie de investitori pe lângă. Deci, din contru, aș spune că avem nevoie de mult mai mulți investitori, avem nevoie de investiții străine și avem nevoie de încredere și aceștia au nevoie de un guvern în care să aibă încredere, pentru că altfel nu vin. De ce crezi că a fost ocolită România 30 de ani de investitori masivi? Din cauza lipsei de predictibilitate, au spus cei mai mulți. Exact, corect. Lipsa de predictibilitate și, bineînțeles, infrastructură. Aș vrea să ne referim puțin la acest program de investiții și de relansare economică anunțat de guvern. O sumă, unii au spus fantastică, 100 de miliarde de euro alocate în 10 ani. Că facem lucruri fantastice pentru România. Dar întrebarea este de unde? Da, este un program ambițios, curajos, care se concentrează pe investiții și pe crearea de locuri de muncă în sectorul privat. Finanțarea, am spus-o foarte clar, are două surse mari și late. Bugetul României și fondurile europene. Este simplu. Așa cum am finanțat până acum și am reușit, gândiți-vă, în perioada de criză să plătim pensiile care au fost mărite de anul trecut, salarii mărite de anul trecut, au fost cheltuieli cu ajutor de șomaș tehnic și am și investit, așa vom găsi resurse și pentru aceste proiecte majore. Înțelegem că aveți încredere în capacitatea
românilor, să le spunem generic, de a accesa acești bani de la Uniunea Europeană? Sigur, pentru sigur. Că nu vor fi donații, vor fi practic proiecte necesare. Dar deja folosim, deja am făcut, am spus că pentru programul SURE, care este pentru finanțarea pentru piața forței de muncă, pentru menținerea de locuri pe piața de forță de muncă, ne așteptăm la 5 miliarde de euro. Deja am făcut cererile pentru acestea, sunt și de la Sănătate și de la Ministerul Muncii. Veți susține practic un procent consistent, aproape jumătate, nu? Din salariul. Bineînțeles, este această muncă flexibilă, vom schimbăm, e adevărat, legislația și în România, și această muncă flexibilă va fi decontată prin aceste fonduri europene. E vorba de 5 miliarde de euro aici. Sunt și recovery funds, sunt și alte fonduri pe care le vom face, dar totul este, eu vă spun, am văzut cum lucrează și colegii mei la fondurile europene. Au fost foarte rapizi în a modifica împreună cu Comisia Europeană sumele pe care, sau condițiile pentru sumele pe care mai aveam de recuperat acum, pentru a putea să le folosim pentru decontarea șomaj tehnic, de exemplu. Bani pe care am fi pierdut altfel. Deci au lucrat foarte bine și am crede că vor face în continuare la fel. În același timp, eu știu foarte bine partea de buget în România. Și vă spun că vom finanța de la buget o parte din aceste proiecte, dar mai mult aceste proiecte vor atrage și investiții private. Veți vedea că sunt proiecte importante care vor atrage investiții private. Iar în plus, deja am discutat din primul moment cu BERT și BEI să vină și ei la susținere. Deci este o strategie pe care o punem la punct de ceva vreme. Lecția principală a acestei pandemii a fost nevoia de investiții publice masive în economie pentru a putea menține atât locurile de muncă, precum și alți indicatori care să prezerve cumva nivelul de trai al cetățenilor, inclusiv susținerea acestor venituri, parțial sau integral, pe alocuri. Ce s-a observat în ceea ce au făcut statele europene puternice? A fost ceea ce numesc economiști în teorie helicopter money. Bani aruncați în elicopteri, bani care practic nu știm de unde ar proveni, nu știm ce acoperire și ce efecte vor avea, evident, pentru că în inflație acolo este temerea cea mai mare că se vor repercuta aceste măsuri. România practică un asemenea, se gândește la un asemenea model? Ar avea de unde? Nu, este o măsură pe care o folosesc, bineînțeles, economiile mari dezvoltate, au fost și americanii, o folosesc și Banca Centrală Europeană. Pe scurt, așa nu ne permitem elicopterii. Noi trebuie să fim mai cumpătați cu resurse pe care le avem. Nu am ajuns la nivelul acela. De aceea nici nu o să avem deficitul pe care l-au țările din Europa. Deficitul de 12-13%, Statele Unite de 24% din PIB. Nu vom fi acolo. Și pentru că suntem, în primul rând, că eu sunt un economist care este și cumpătat și precaut cu finanțele publice, și vreau să folosesc banii cât mai eficient, să avem un efect cât mai mare pentru banii pe care îi folosim. Din punctul meu de vedere, așa cum este construită economia României astăzi, chiar acea tip de strategie ar fi riscantă pentru că am aruncat banii la gunoi. Deci ar fi cam și am luat bani buni și am aruncat pe strategii proaste. Deci nu ar merge în România astăzi această strategie. Avem o economie rigidă, trebuie să targetăm foarte bine fiecare ban unde se duce ca să aibă impact maxim. De aceea mergem pe proiecte și s-a văzut că până acum este strategia care funcționează cel mai bine. Vă mențineți acea estimare de 10% cât este posibil să fie mărită pensiile în acest an? Este o propunere pe care o facem noi în contextul acesta. Criza la nivel global, de deficite de 24% în Statele Unite, economii care se prăbușesc cu 11% în toată Europa, șomaj în creștere. Și în tot acest context, noi venim și facem un efort uriaș pentru a crește pensiile în acest an, cu cât se poate, pentru că riscurile sunt foarte mari. Putem foarte ușor să cădem, să pierdem tot ce am construit până acum, dacă nu suntem atenți. Dacă mergem pe panta populismului, în care a fost România în ultimii 3 ani de zile, vom pierde totul foarte rapid și nu numai că nu vom avea bani de plătit pensii și salarii în anii viitori, va fi mult mai greu decât în 2008, 2009, 2010. Timpul alocat emisiunii s-a încheiat. Vom continua sâmbătă viitoare dialogul cu Ministrul de Finanțe pentru a ne lămuri de ce avem nevoie de un fond român de investiții și de o bancă națională de dezvoltare și care sunt măsurile concrete cu care statul va sprijini în continuare firmele și angajații. Vom vorbi și despre fisc și controle. Să ne revedem sănătoși, numai bine!